Marian Marin are 42 de ani și este din comuna Costești. Bărbatul susține că în 2009 a fost bătut cu bestialitate de către Florin Toader împreună cu tatăl său. A trecut aproape 7 ani de când m-a bătut domnul Toader Florin și Toader Hore, patronul discotecii. De ce v-au bătut? M-am implicat la un caz când o persoană din comuna Costești, Dragomir Ion, l-am văzut cu ochii mei pe treptele barului, discotecii, că i-a dat un pumn de n-a mai se scula de jos. Cine? Toate Florin. Și la un moment dat, atunci când l-am văzut eu, la ora 11 era așa, am strigat la el, nu mai dați, cheamă la 112, că l-a omorât și persoana respectivă. De exemplu, ca să nu mai s-a planezi, să nu mai dea. Eu, înțepțând sus de spre poartă la discotecă, ei m-au prins, mi-au cunoscut vocea, că am fost și eu băgat, muncitor, angajat, cum ar veni, nelegal, muncă neagră, cum ar veni. La ei? La ei, da. Și m-a observat, m-a prins, mi-a dat în gură, în coaste, de m-a băgat în spital. Amândoi v-au bătut? Da, amândoi. Amândoi m-a bătut, că nu mai era altcineva. Bărbatul susține că a fost desfigurat de cei doi, s-au spart dinții și că a avut fractură de mandibulă și de coaste. În certificatul medico-legal, medicii au estimat până la 35 de zile de îngrijiri medicale. Iar la concluzii scrie așa, numitul Marin Marian prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure. Pot data din 9-8-2009. Necesită 30-35 de zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor. Bărbatul afirmă că în 2009 a făcut plângere la poliție, dar că anchetatorii au stabilit că nu Florin Toader și tatăl său l-au bătut. De atunci mă judec cu ei. Procurorul Gușă i-a dat declarație că ei m-au salvat, nu ei m-au bătut. Și ei m-au salvat, domnul procuror Guș. Am fost în judecată, ultima dată mi-a zis, stați că vă chem eu, doamna judecătoare. Și doamna judecătoare mi-a zis că te chem eu. Și de atunci nu mai, a trecut aproape 5-7 ani. Aproape. În plângerea formulată, petentul arată că soluția este nelegală, întrucât a fost lovit de învinuiții, Toader Horia și Toader Florin. Nu au fost audiați martorii propuși de petent. Verificând dosarul mai sus, menționăm că am constatat următoarele. Învinuiții Toader Horia și Toader Florin au susținut că petentul a fost lovit de Dragomir Ion și aceștia doar au intervenit pentru a aplana conflictul. Faptul că petentul a fost lovit cu pomnii și picioarele de către Dragomir Ion este confirmat de martorii Păsat Ovidiu, Apostol Ionel, Cuieru Adrian. Așa a spus procurorul Guș. Declarațiile petentului au fost susținute doar de Dragomir Ion, care a afirmat că atât el cât și petentul au fost agresați de cei doi învinuiți. Între timp, plângerile împotriva consilierului Florin Toader continuă să se înregistreze la poliție. Astăzi, adolescenta Alina Drăgoi, fost angajată lui Florin Toader la Drăgaică, a depus plângere pentru hărțuire sexuală. Campus TV va continua să strângă și în zilele următoare mărturii ale buzoienilor maltratați de consilierul local PSD.